Așa, pornim. Zicem, iată din la treabă de fi o oră târzie. Da. Încercăm să facem ceva, deci să dăm. Să considerăm mulțimea G a matricilor cu 33 coloane. G mare, egal mulțimea tuturor matricilor de tipul, știi cum, hai să zicem, X, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Da? Deci, mulțumesc tuturor matricilor de 3 din 3 coloane. De regulă, noi trebuie așa, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, da? Dar am scris-o mult mai repede așa. Care au elementele de mulțime minus 1, 0. Unde A, B, puncte, puncte, aparțin mulțimii elementelor 1, minus 1 și 0. Da? Deci numai elemente din mulțimea asta de voie să punem. Precum și mulțimea H a matricilor. O altă mulțime H a matricilor din G. Adică inclus în H, inclus în G, este o submulțime H a lui G. Da? Care au proprietatea că suma elementelor de pe fiecare linie și fiecare coloană este 0. Da? Deci cu proprietatea că suma elementelor de pe fiecare linie și coloană este 0. Deci sumă. Ca să înțeleagă așa cum ar fi acolo, A plus B plus C să fie egal cu D plus E plus F egal cu G, G plus H plus I și egal cu A plus D plus G, A plus D plus G egal cu B plus E plus H, B plus E plus H egal cu C plus F plus I, nu? Da. C plus F plus I și egal cu cât am zis, cu 0. Deci toate egale, da, cu 0. Sigur că... Așa, și se notează E este 1 peste tot. Și cu E notăm o altă matrice, tot de 3, 3, dar care are de 1 peste tot. 1, 1, 1, 1, 1. Da? Așa aparține lui G. Și ea este o... De ce este din G? Hai să vedem. Păi e formată din, cu elemente din acestea. Da? Da. 1, 1, 1, 1. Deci asta este o matrice. Da. Tot matrice ar fi când ar fi numai minus 1. Alta când ar fi numai 0. Da. Alta ar fi când folosim și un 0 pe aici, da, pe acolo. Da? Da. Dacă folosim un singur 0 și restul 1, și restul 1 este din nou o matrice și tot din aceeași model. Sau dacă folosim un 1 și în restul, sau numai 0. Deci avem suficient de multe matrici. Da? Foarte multe matrici chiar. Deci se calculă E la 2007. E la puterea 2000. Așa. Și se găsească o matrice B. Deci se calculăm E la 2007. Asta e prima chestiune a mic, nu? Da. B mic. Să se găsească o matrice B aparține lui H. B. Să se determine B aparține lui H. Când H e diferită de O3. Așa, cu H, cu B diferită de O3. Nu H1. Cu o matrice B din H. H din mulțimea, da, asta, unde puteam să folosim. Și H diferită de? 0, de matricea nu. Nu, e greșit tu. Să găsească o matrice B din H, da, diferită de matricea nulă, ea, B-ul asta. Da, deci eu așa scrie cu H. E o greșeală. Da? Să găsească un B din H. Da, cred că B. B din H, da, virgulă, B diferit de matricea nulă. La ea ne referim. Da. Nu, H nu e o matrice nulă. Ea, H, este o mulțime de matrice. Da? Da. Diferită de matricea, nulă. 0, 3, da? Asta înseamnă, 0, 3, matricea nulă. Așa se determină numărul elementelor mulțimii G. Deci, cardinalul G. Egal cu cine, nu? Da. Cardinalul G. Cine este? Să se arate că E ori A. Să se arate că E ori A egal cu A ori E și egal cu matrice. E ori A egal cu A ori E. Și egal cu O3. A ori E. Și egal cu? O3. O3. Dar cine este A? Să se determine A-ul? Să găsim o matrice A care să aibă care să aibă. A care ar fi A aparține lui H. Aaa! Deci demonstrăm că asta e adevărat, oricare ar fi A aparține lui H. Așa.
Așa, și ultimul punct, să se determine E plus A la 2007. E plus A totul la 2007. E plus A totul la 2007. Plus A la 2007. Plus A la 2007. Sunt acelor care ar fi A aparține lui H. Ce se întâmplă? Oricare ar fi A aparține lui H. Deci, E plus A la 2007 plus A la 2007. Așa, oricare ar fi A aparține lui H. Exact cum e și sus. E ori A plus A la 2007. Să se găsească valoarea. Cine este A? Cine este asta, da? Da. Am înțeles. Acum am înțeles. Bun. Bine. Pornim la treabă. Mai întâi trebuie să facem E la 2007, da? Da. E la puterea 2007. Pentru asta încercăm să facem E la 1, E la 2, E la 3, da. Să vedem o rețetă. E la 2 ar fi egal cu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ori 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, și egal cu 3, 3, 3, 3, 3 peste tot, da? Da. Scoatem un 3 în factor. 3 e. Deci, e la a doua, hai să zicem, e la puterea a doua, am arătat că e egal cu 3 e. Înmulțim totul cu un e, la egalitatea asta. Da. Și urmează că e la a treia. E la 3 e pătrat. Dar e pătrat, dar nu știi că e egal cu 3. Adică 3 la a doua, da. Ori e. 3 la a doua ori e. Da, e la a treia. E la a patra, egal cu e la a treia. E la a treia ori e. Ori e, ori e, da? Da. Dar e la a treia, am văzut că este 3, 3 la a doua e. E. Ori e. Da. 3 la a doua ori e la a doua. 3 la a doua ori e la a doua. Iar e la a doua egal cu 3 e. 3 la 3 ori. Ce observăm? Când e la a patra, e 3 la a treia. Da. E la n va arăta, de aici e la n, simțim că arată, da, de formă. E la n egal cu 3 la n ori. 3 la n minus 1. La n minus 1. 3 la n minus 1 ori e. Așa arată e la n. Da. 3 la n minus 1 ori e. Acum, noi am intuit-o din aproape în aproape și putem demonstra asta prin inducție. Adică e la a doua, e la a treia arată așa, e la K arată așa, e la K plus 1, înmulțim cu un e și este exact cum am trebuit la 2 la 3, asta este demonstrația. Da. Deci am arătat, am sesizat, așa arată e la el. E la 2007, atunci se facem, după ce am văzut chestia asta, e la puterea 2007 este egal cu 3 la 2006. Ori e. Și terminate. Da. Adică toate elementele au 3 la 2006 matricea, da, respectivă, da? Da. Așa arată. Să vedem mai departe punctul B. Să găsim o matrice B din H, care în H asta era proprietatea aceea, că suma elementelor trebuie să fie 0. De pe orice linie și orice coloană am face, nu? Da. Și B egal odată cu matrice. Hai să vedem dacă dibuim o matrice de asta, calitatea de care am vorbit. Dacă pun minus 1 aici, pe linia sa și pe coloana sa, trebuie să mai apară neapărat un 0. Pun par un 1. Când mai 1 și cu minus 1 faci 0. Da. Așa că, hai să punem... am găsit-o parcă, da, ca să nu mai pierd timpul. Minus 1, 0, 1. Deci e minus 1, dacă o ai pe acolo. Ca să nu mai pierd timpul. Minus 1, 0, 1. 0, 1. Așa? 0, 1. 0, 1. 0, minus 1, 1. Minus 1. Și 1. 0, 1. 0 aici. Puneți jos. Da, 0, 1. Jos, jos 1. 0, 1, da? Da. Și apoi sus e minus 1 și 1. Aici e minus, da, minus 1 și 1. 1 aici? Da. Nu trebuie să fie, trebuie să fie un minus 1. A, da, minus... Deci 0, 1. La mijloc e 1, minus 1. 0, 1. Și aici e minus 1, da? Da, și 1, minus 1, 0. 1, minus 1 și 0.
Este asta una din matrici, de tipul acela care s-a cerut, formate doar cu elementele 1, minus 1, 0, care are proprietatea că pe orice linie am merge, Z face 0. Și orice coloană am urmări, iar face 0. În final, aceasta este matricea, una din ele. Că îndată mai putem găsi. Da. Dar autorul a zis, găsiți pe una din ele, să dăm un exemplu, diferit de matricea nulă. Că putea să fie și matricea nulă, 0, 0, 0, dar pe suma face tot 0. Bun. Apoi. Cardinalul mulțimii G. Ei, aici, iată că E este una din matricile acestea. Da. Deci putem să ne închipuim o situație de tipul acesta în care avem toate de același fel. Da. Adică și numai 0 și numai 1 și numai minus 1 și avem 3. Una din... Luăm pe asta de bază, da, și vrem să vedem un algoritm care ar fi varianta. Da? Da? Deci, pot să zic așa. 1, 1, 0 și 1, 1, 1, 1, 1, 1. Așa este una din matricile, da, de tipul acela, pentru că să nu aveam nevoie să suma, să facă 0, nu? Da. În, B, în G, doar să folosim elementele acestea. Da. Și cum numai 0 ăsta să ia 9 poziții, da, deci se generează 9 matrici diferite. Da. Da. O schimbare a unei poziții, gata, e o altă matrice. 0 pentru 0 peste tot. Da. Bun. O altă variantă, să-l băgăm pe minus 1, care să facă același lucru peste tot, cum a făcut în 0, și atunci iarăși la 9. Deci aș avea 3 când folosesc același lucru peste tot, plus 9, plus 9. Da? Și altă variantă ar fi doar de 0 și 1. Să folosesc un 1 și un minus 1. Un 1 și un minus 1 și pe urmă 0 se pătrunde peste tot. Vezi că aici este 1 peste tot, da? Da? Deci să iau de bază un 1 și un minus 1. Da. Așa și... Dar acolo am 1 și minus 1 posibilitatea să ne învârt în toate modurile. Da. Sunt combinări de 3 luate câte 2 ca poziții, da, și iar combinări de 3 luate câte 2. Și vine combinarea 3 luate câte... Vine 3 ori 3, tot 9. Da. Combinarea, da, 3 luate câte 2, fai combinarea 3 luate câte 1, nu? Da. Deci, plus 9, plus 9 și pe urmă 0 acela, iar ia fiecare poziție. Deci, în vreau să fac 0. Părerea că sunt destul de multe, dar să vedem dacă găsim bine algoritmul ăsta ca să le prinde pe toate. Mă gândeam la vreo 81, ori 9, ceva în sensul ăsta, dar nu am clar în minte de ce să fie așa. Vor fi 3, că sunt 3 elemente. Combinări de 9 câte 3, ia să vedem, combinări de 9 luate câte 3 cât ar face. Combinări de 9 luate câte 3 face 9 ori 8 ori 8 ori 7, nu? 9 ori 8 ori 7 supra 1 ori 2 ori 3, 6, 2 cu 8, 4, 3 cu 9, 3, 12 ori 7. Da? Am simplu factor, nu te întrebai de ce scriu așa. Da, cum am zis, da. Da? Așa este. Deci face 80 și cât merg la mine? 7 ori 2, 14, 8 ori 7 ori 84. 84 de matrici. Da. Ar părea să fie. Deci sunt combinări de 9, că sunt 9 elemente aici și luate câte 3. Dar nu se vede 3. O să fie și câte 1, luate și câte 1. Plus combinat din 9 luate câte 1 și de 2. Puteam spune doar câte un element și după câte 2 elemente.
mare importanță ordinea. Dacă am schimbat două elemente între ele, e o altă matrice, nu unul cu minus unul cu noara. Contează foarte mult ordinea, că e altă matrice. Da. Nu dau seama pe moment acum ce să-ți răspund, rămâne să mai ne gândim la ea, că pierdem timpul și așa de întârziat, se dă drum mai departe, când apare câte o chestie de asta. Oricum, e ceva aici. Da. Eu am încercat să văd o parte logică, dar iarăși în multe situații, da? Da? Rămâne să ne mai gândim la chestia asta. Bun, te rog altceva. De ce era? E plus A totul la 2000. Dar trebuie să arăt. E ori A. E ori A. E egal cu A ori E. Și egal cu matricea nulă. Oricare ar fi A din unde? Din H. Din H. Cu A-ul acela din H care are proprietatea că suma elementelor face 0, nu? Deci, da, avem. Noi avem un model. Hai să luăm pe B-ul nostru pe care l-am găsit. Da, da. Și facem... B egal cu cine era? Minus 1. Deci B egal cu minus 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1, minus 1. Și 1, minus 1, 0. Hai să mulțim cu pe B. Să facem B ori E. Egal cu minus 1, 0, 1, 0, 1, minus 1, 0. Mulțim cu 1. Mulțim cu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Și face? Minus 1, 1, minus 1 și 1, 0. Deci facem nulă. 1 cu 1 iar minus 1, 0 cu 1, 0, 1 cu 1 iar 0. 0. După... Aceeași situație, 0. Da, apoi când face 0, 0, 0, 0, 0, 0, da? Acum a invers. Și dacă facem E ori B, deci E ori B. Așa, 1, minus 1, 0. Fac și toți da. Motivul este acela că noi facem suma produselor și la mulții 1 ori 1 nu influențează. Rămâne ca și cum ar fost cea de la început. Și fiindcă le adunăm, tocmai atunci calitatea se pune în evidență că face 0, da? Deci ăsta e motivul, indiferent ce vom obține. Da. Noi am avut un model, e clar, am înțeles că așa se întâmplă. Da. Pentru că la produs ce facem? Le adunăm. Da. Și tocmai adunându-le, calitatea asta o elementele acolo. Da. Nu? Suma de pe linii sau de pe coloană, totdeauna facem 0. Da. Și atunci am văzut, am găsit foarte bine răspunsul ăsta. Mergem mai departe. Cu E plus A tot la 25. Da, facem E plus A. E plus A. 27 plus A, 27. E plus A totul la puterea 2007 plus A la puterea 2007 este egal cu? Care A e egal tot în mulțimea H, adică putem să-l luăm la A. Deci E plus A la 2007 plus A la 2007 egal cu? E plus A. Face E plus A întâi, nu? Facem E plus A, da? Dar eu mă gândeam să ridicăm la după binomul Newton. Da, să după binomul Newton. Ar face E la puterea 2007, nu? Combinăm mai, hai zici, combinăm E la T câte 0. Combinăm E la T câte 0, ori E la 2007. Plus, combinăm E la T câte 1, ori E la 2006, ori A. Plus, combinăm E la 2, ori E la 2005, ori E la 2005. 5 ori A la a doua, plus puncte, puncte și mai departe, plus combinat de N. Decât N ori A la 2006. Ori A la 2006. Și plus A la 2007. Plus A la... A la 2007 am.
O secundă. La 2017, da? Și noi nu mai am avut... A, și plusa. Plusa la 2007. Egal. E, combinări de el la fitire 0 este 1. Da, adică rămâne el la 2007. Rămâne el la 2007. Despre care știm că face. E la 2007 făcea 2006, 3 la 2006 ori e, da? Da, să o lăsăm pe acolo. Plus, combinat de el la TKT1, ori e la puterea 2005, pot să spun. E la 2005, ori e, ori a. Am luat un e, pe care l-am cuplat cu a. Plus, combinat de el la TKT2, e la puterea 2000, cât? 2004 să iau? Sau 2003 ori e pătrat. 2003, foarte bine. Ori e pătrat. Ori e pătrat, dar eu aș putea să las 2004. Ori e, ori a, ori a. A, ori a, ori a. Și cuprez, e ori a, una din ele. Da. Oricum, să se sesizează că mai pare un e ori a tot timpul. Și plus puncte, puncte, plus combinări de n luate câte n luate câte n minus 1, hai să scriu și pe aceea. N luate câte minus 1. A la puterea 2006 ori un e. Au rămas ultimul e. Ori e. Da? Plus combinări de n luate câte n. Da? Deci luăm un a aici. Și plus de două ori asta, dacă vrei. Combinări de n luate câte n face 1. Și rămâne numai A la 2007 plus A la 2007. Plus, face plus de două ori A la 2000. Da, plus 2000 la 2000. Nu-i bine? Da. E bine. Vlade, da. Acum, E ori A, da. Face matricea lună. A, da, trebuie să spun. De asta e fost motiv. Da. E ori A, face matricea lună. Și un nul oriceva... Și mai rămâne doar ultimul și primul. Atât. Deci egal cu... E la 2007. E la 2007. Plus de două ori A la 2007. Și la 2006. Ori știu că îi face 3 la 2006. 3 la 2006 ori e plus A era B, acela minus 1, 1. Așa, care n-a făcut la putere nici o clipă. Nu, nu, l-a separat. Deci nu l-am luat. Să-l luăm separat pe acela, să vedem ce... Dar nu dă tot matricea nulă? Asta nu știu, dacă dă matricea nulă. Când ne mulțim acolo... Minus 1, 0, 1, minus 1, 0, 1, fiecare, cred că dă matricea nulă. Să facem. Să facem, nu? Da. Când ne mulțim acolo... Deci facem modelul acela care l-am luat noi, calitatea oare aceea de a fi... Ca a spus oricare ar fi A. Da. Deși A-ul nostru. Da. Și B-ul acela. Chestia de tipul. Deci B egal cu cine a fost? Cu B egal minus 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1. U, 0, 1, minus 1. 0, 1, minus 1. 1, 1, 1 minus 1, 0. Minus 1, 0. Ori, încă o dată, B la 2, să zicem. B ori B. Minus 1, 0, 1. 0, 1, minus 1 și 1, minus 1, 0. Ce face? Așa, și 1 și cu 1 face 2. Da. Aveți? Da. Aici face 0, 0 și 1, minus 1 parcă. Deci asta așa, ori face 0, 0, minus. Și minus 1. Da. Asta de aici și cu asta, 2. Face 2. Un minus 1, 0, și 0. Deci rămâne minus 1. Acum a doua. 0, 0, 0, minus. Minus 1. Apoi asta aici. 0, 1 și 1, 2. Apoi. 0,
Deci 0 minus 1, 0 minus 1 faci, nu? Da. Asta la altă. 1 minus 1, 0, 0, minus 1. 0, minus 1, minus 1. Rămâne 2. De 0, minus 1, 0, minus 1. Și 1 și 1, 2. 2. Deci este 2 pe diagonală și în rest minus 1. Da. Da, 2 pe diagonală și în rest minus 1. Vă simt 3 pe diagonală. Așa, așa aștepta. Și să fie în final el pe diagonală. Da? Să vedem. Deci ala a treia, B la a treia, ar da de forma 2 minus 1, 1, minus 1, minus 1, 2, minus 1, și minus 1, minus 1, 2, ori matricea, minus 1, 0, 1, 0, 1, minus 1, și 1, minus 1, 0. Și face? Deci, minus 2 și cu minus 1, minus 3. Da. Așa face, da? Minus 3. Acum, 0, minus 1 și 1. Minus 1 și 1, da. De 0, aici nu e minus 1, da, am un 2. Da, e bine, e bine, minus 1. Plus 2 peste tot și minus 1 peste tot. Deci vine 0, minus 1 și plus 1. Minus 1 și plus 1, 0 și rămâne 0. Da, da, deci rămâne 0. Bine, nu? Da. 0. Apoi, la următor. 2 cu 1, 1 și cu 0. Și cu 0. Deci cu 3. 3. Apoi. 1, 1, 1, 0 și cu minus 1. 1 cu 0 și cu minus 1, 0, nu? Da. Așa. 0, 2 și cu 1, 3. Apoi, minus 1, minus 2, minus 3, deci minus 3. Da, minus 3. Apoi, 1, 0 și cu 2. 1 și cu 2, 3. Apoi, 0, minus 1, 0, 2, minus 3. Minus 1 și cu minus 2. Minus 1, minus 2, minus 3. Și 0. Și capăt 0. Capăt 0. De altfel, ne ducem pe modelul acestea în care scoatem un 3 în factor. Da, da, scoatem. Deci vine 3 pe lângă ea. 3 pe lângă minus 1, 0, 1, 0, 1, minus 1 și 1, minus 1, 0. Da. Deci ala a treia, hai să vedem cum apare. Ala puterea a treia este egal cu 3 ori A. Cam așa ar veni. B la a treia, cum ar veni. B la a treia. Deci B la a treia egal cu 3 ori și 3 la ori... Altera, cred că o să dea forma asta, depinde de deci, forma de sub. Va da forma asta da, cu 2... Cu 4 pe diagonală, cred. Cred că dacă e număr, dacă e K de prima aia, K plus 1... Nu, nu, nu. Așa arată aici, nu? B. Da. Ori B, da? A 3 ori B. La a patra, va da B la a patra, B la a patra, să zicem, egal cu 3, B la a doua. Iar B la a doua este modelul ăsta, care se ia de bază. Da? 3 ori B la a doua. Asta ziceam, când e număr par de modelul... Modelul acesta. Când e par primul... E, dă exact indice. Da. Cât va da B la a? 4 la 5. La 5 așa așteptăm să dea 5. Nu.
B la 5, amulțim cu un B aici. Uite că ce se întâmplă. Da. Mulțim cu un B și va da 3 ori B la 3. Da. 3 ori B la 3. Și B la 3 este 3 ori B. B la 3 egal. Și atunci B la 5 va face 3 la 2. Da. 3 la 2 ori B. Hai că începem să înțelegem. Deci la puteri pare va da 3 ori B la N sau 3 bun, la B la 6 cât va fi. B la 6 va da 3 la 2 ori B la 2. B la 2. Da. Iar B la 7 va da 3 la 3 ori B la 2. Ori 3 la 3 ori B. Ori B, da, da, că mai mulțesc un B și faci B la 3 și vine o 3 în față, da? Deci jumătatea lui 7, da. Partea întreagă. Da. A lui 7. Aici este 2, 3, 2 ori 3 plus 1. 2 ori 3 plus 1. 2 ori 3 plus 1. Da? Deci, practic, la puterea B la 2K plus 1. Deci când o să facem B la puterea 2K plus 1, va da de forma 3 la K, da, ori B. 3 la K ori B. Ori B. Și la B la 2K? B la puterea 2K ne va da de forma tot 3 la K. 3 la K. Uite, la 6? La 6 e 3 la 2 ori B la 2. 3 la 2 ori B la 2, deci... Și B-ul, sau nu, B-ul rămâne la 2, și la 4 tot B la 2. Tocmai, rămâne B-ul... 3 la K ori B la 2. 3 la K oare? Păi dacă la B la 4... 6, 6 zice 2 ori 3. Da. 6 e 2 ori 3. Deci, jumătatea lui 6 și împărțit la 3. Asta împărțit la 3. Așa. B la 8 cum ar fi? B la 8 ar fi 3 la 3. Ori B la 2. Da. Deci se păstrează-l dinainte. Și crește 3-ul și B-ul la 2 rămâne. Deci 2K plus 2 ar veni aici. Da, la 2K plus 2. 2 ar da 3 la K ori B la 2. Da, 2 la K plus 2 egal cu 3 la K ori B la 2. Putem îți lăsa așa? Da. Nu e clară ideea? Acum la calcul. Acum, la 2007. A la 2007 la K plus 1. Îl împărțim la 2. Da. Deci 2007. Ia să vedem. 2007 face, împărțit la 2 face 1000. Scrii 2 ori 1000, 3 plus 1. Da, 2K plus 1. 2K plus 1. Adică va face 3 la 1003. Da. Ori, nu? Da. Când e K plus 1, deci vine K-ul, e clar. K-ul este acesta. Așadar. 3 la 2006 ori e. Deci, A, finalul. Finalul putem zice așa că calculul acela E plus A E plus A totul la 2007 plus A la 2007 ne-a dat 3 la 2006 ori E 3 la 2006 ori E plus de 2 ori A la 2007 adică 3K ori A 2 ori 3 la K. Da, ori 3 la K, ori A. Ori A. Cam așa. Exact, cam 3 la 2K la 1003. Da. Nu, la 1003 te spune. 1003. 3 la A, da, 1003. 3 la 1003 ori A. S-ar putea scoate un 3 la 1003 în factor și egal cu 3 la puterea 1003. 3 la 2 ori
pe lângă, nu-i 3 la 2. E 3 la 2006, împărțit la... Păi da, poți să împărțiți scalți, dar 3 la puterea 1000, 3 ori e, plus 2a. Nu? Da, cam așa. 2a. Cam asta ar fi forma la care am ajuns când am calculat pe eurea la 2007. Interesant aici, ca idei. S-a închis după, la 3-a dădea multiplu din 3 a lui A și felul ăsta am sesizat la 6. Altceva? Da, da, ce mulțumesc. Sigur, sigur. Deci fie mulțimea de matricii G, G. Fie mulțimea matricilor G. G, G3. G3 egal cu? Egal cu... Deci, la coladă, paranteză, 1 minus x. La coladă? Da. 1 minus x. 0. 0. X. 0, 0, 0 la a doua. Nu la coladă. Nu zic că și paranteză și coladă, că e cum ar fi mulțimea. Mulțimea tuturor matricilor. De forma asta, 1 x, 1 minus x, 0, x, 0. Nu, de 0, 0, 0. Asta e aici, da? Deci câte 3. Deci, după 0 sus, este un x. Deci, 1 minus x, 0 și x3, că sunt de 3 linii și 3 coloane. Păi da, e 1 aici. 1 minus x. 1 minus x e primul element? Da. Așa, deci primul element. Așa, 1 minus x e primul element, apoi 0, 0. Și x, ultimul element. Și sus, sus, sus. Și acolo x. Așa. Următoarea e 0, 0, 0. Am înțeles. Și x, 0 și 2 și 1 minus x. Și 1 minus x. Așa, cu... Fără 2, nu? Fără 2, da. X, 0, 1 minus. Da, e la fel, așa o stă. E bine cum am dat. Da. Cu proprietatea că X aparține lui el, minus elementul 1 pe 2. Și ținem acolo, da? Așa, așa cum astea se demonstreze că oricare ar fi A și B aparține lui G, GI. Deci, indiferent ce A și B aparține lui G3. G3 rezultă că A ori B aparține lui G3. A ori B aparține tot lui G3. Și AB egal cu BA. Și că A ori B egal cu B ori A. De regulă, produsul nu-i comutativ. Da, da. La punctul B, fiind dată matricea A aparține lui G3, se determine matricea B aparține lui G3. Deci, se pentru, se pentru A aparține lui G3. Pentru A, un A aparține lui G3. B aparține lui G3, se determine B aparține lui G3. Să se determine B aparține lui G3. Astfel încât, așa încât, B este egal cu I, unde I este matricea unită. A ori B egal cu I. Unde e I3, matricea unitate. O știi cum arată, da? Da. Uite, vom da treabă. De forma... Deci luăm A de forma 1 minus... X îl lăsa cu 1 minus A. Sau cu 1 minus A. 1 minus A. Apropo de am zis, da, 1 minus A, 0, A, 0, 0, 0, 0, și A, 0, și 1 minus A. Și pe B, cu B, nu? Da. B, e matricea, 1 minus B, 0, D, 0, 0, 0, și B, 0, 1 minus B. Și facem A ori B, A ori B egal cu matricea A este 1 minus A 0 A 0 0 0 A 0 1 minus A ori matricea 1 minus B 0 B 0, 0, 0 și B, 0, 1 minus B. Și
egal cu 1 minus B, 1 minus A plus 1. Și acum să facem. Cum se mulțește linia cu colana, nu? Păi da, 1 minus A pe lângă 1 minus B. 1 minus A pe lângă 1 minus B. 1 minus A pe lângă 1 minus B. Plus AB. Plus AB, da? Da. Plus AB. La 2 e 0. La 2 este 0. La 3 AB pe lângă 1 minus A. B pe lângă 1 minus A. Plus A pe lângă 1 minus B. B pe lângă 1 minus A. Plus A pe lângă 1 minus B. Da. Plus A pe lângă 1 minus B. 0, 0, 0. Și la ultima cred că e plus B pe lângă 1. A, 0, 0, 0, nu? Da. Și exact invers. B pe lângă 1 minus A plus A pe lângă 1 minus B. Deci este A pe lângă 1 minus B. Sau B pe lângă, nu, e A. E A, dar tu poți fi, să mulțești 1 minus A pe lângă B. Adică e exact aia de sus. Exact aceea de sus, zici tu, nu? Da, da, că vine A pe lângă 1 minus B care e în capăt și după vine B pe lângă 1 minus A. A, deci colțul ăsta va fi aici, nu? Da, da, da. Așa ai vrea să spus. Deci B pe lângă 1 minus A plus A pe lângă 1 minus B. 0. 0. Și colțul de sus. AB. AB, colțul de sus. Da. AB plus 1 minus A. 1 minus B. Să vedem ce le-au ce obține, dar mai departe cu... Deoarece, da. A, să... Deci vine 1 minus A minus B plus AB, nu? Plus AB plus AB, plus 2AB. 1 minus B minus A plus AB, da, vine 2AB. Deci 1 minus A minus B. 2AB plus 1 minus A minus B. Așa că. Da. Deci vine 1 minus A minus A minus B plus 2AB. 0. Acolo când vine B plus minus A minus BA. B minus AB. Deci plus B A. Plus A minus 2AB. B. B minus AB B plus A minus AB. AB. Da. Minus 2AB. Da. B. Bun. Și acum e la fel. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Dă colțul la fel. B plus A minus 2AB. B plus A minus 2AB. 0. 0 în loc și 1 minus A minus B plus B. Adică ăsta de sus 1. Așa, trebuie că n-am fost atent aici. 0, aici e 0 și aici vine 1 minus A minus, 1 minus A minus B plus 2AB. Care e egal mai departe de tipul? Dacă notăm, scoatem un minus în factor aici și vine A plus B minus 2AB cu un X. A plus B minus 2AB notăm cu un X. Da. Atunci o să avem de tipul 1 minus X. 1 minus X, 0. 1 minus X, da, 0. X. X. 0, 0, 0. 0. 1 minus X. Nu, aici vine X. X. 0, 1 minus X. 0, 1 minus X. Și am arătat că este aceeași model. Și aparține lui G3, da. Deci aparține lui G3. Și sigur că A ori B egal cu B ori A. A ori B egal cu B ori A, da? Da. Deci aparțin lui G3 și A ori B egal cu B ori A. Am arătat că A ori B este tot din G3. Da. Dar n-ai făcut B ori A. Da, de... Cred că este vorba de același lucru aici. Da. AB plus nu știu ce da. Acolo, da? Da. Deci să simte cândva, da, sub aceeași formă. Punctul B. Punctul B să se determine pentru un A din G3 luat, da. Cu narau ăsta de aici, da. Să găsim pe B, cine este B-ul, da, putem să zicem cu X, ca și cum n-ar fi necunoscut da. X-ul, așa cât A ori B să facă I3. Da. Păi A ori B, am văzut ce fel face, da. Numai cât așa și egalăm pe asta cu I. Cu I. Deci pe asta toată cu I3. Și ne închipuim că B-ul trebuie găsit, nu? Să găsească B-ul. Pe B trebuie să găsească, literal B. Deci, cu alte cuvinte,
tot ce am găsit mai înainte, e vorba de... un sistem, nu? Exact. Deci matricea 1 minus A minus B plus AB plus 2AB. Așa va fi. Asta e egal cu 1, nu? Apoi... B plus A minus 2AB și, și A plus B A plus B minus 2AB egal cu 1 cu 1, că matricea aceea e 1 pe diagonală, 1 pe diagonală și restul... și restul 0. A, deci acolo e 0. Da. Deci e 0 aici, nu? Da. Și avem un sistem de 2 cu 2, 1 cu 1 se duce. Așa. Și ce rămâne? Minus A plus B plus 2A. Păi este aceeași, este identică. Este aceeași, înseamnă că una singură trebuie păstrată. Deci A plus B minus 2AB egal cu 0. Asta ar fi singura ecuație. În care A-ul e cunoscut și pe B trebuie să-l aflăm. Deci e ca și o ecuație de gradul 1. Deci vine B pe lângă 1 minus 2A egal cu minus A. Adică mulțim cu minus 1, B pe lângă 2A minus 1 egal cu A. Deci B egal cu A pe supra? A, supra 2A. Da, 2A minus 1. De-aia ne-a spus că A diferit de 1 pe 2. Da. Vezi? Da, despre că A diferit de 1 pe 2. Și acum dacă știi pe B, am găsit matricea căutată. Da. Deci în loc de B pui... Da, A supra 2A minus 1. A e știut. A e știut, că zice A se dă. Da. Așa? Ce mai ai? Mai am de tipul ăsta. Așa. Deci, tot așa, G. Sarcinile cum ar fi punctul așa, punctul B, același, doar că e alt G. Și este un model la fel. Doar cu G-ul diferit. G-ul de ce formă este? Deci avem G, tot așa, X, X, 0. X, 0. X, da. X, X, 0 la mijloc. 0 la mijloc, da? Da. Și X aici. Y, I, Y. I, Y? I, ori Y, I, ori da. Y, 0, 0, 0. Și ultima? I, Y. I, Y. 0, X. 0, X. Cu proprietatea pe X, virgulă, Y, aparține lui R. Da, pereche X, Y, aparține lui R. Y, Y, da, aparține și X la a doua. X, Y la a doua, diferit de 0. X pătrat plus Y pătrat, diferit de? 0 și sarcini la fel. Determine, îi demonstrează că A unde e la câte ora și că A unde aparține lui G. Și ultima. Da. Punem la treabă repede, A ori B să vedem. Deci A matricea mare egal de modelul A mic 0 I X și Y cu două necunoscute să luăm, da? A și B și cealaltă cu, cu C și D. Da. Da? A, I, B 0, 0, 0 I, B 0 A. Asta e matricea mare. B mare fiind matricea C, 0, I, D, 0, 0, 0, și I, D, 0, C. Și să vedem A ori B, nu? Da. Deci A ori B egal cu A, 0, I, B, 0, 0, 0, I, B, 0, A, ori C, 0, I, B, C, 0, I, B, 0, 0, 0, I, B, 0, C. Da. A, C,
plus I pe lângă B plus I. Deci egal cu AC. Plus I pe lângă B plus I. Da? AC plus I pe lângă... Nu, pe I, mă, ce... Ia I pătrat. Da, de I pătrat se spune că face minus 1? Minus 1, da. Unii, da. Cred că... De la asta se referă, numere complexe acolo. Da, da, sigur se referă la asta, că I mic. Da, cred. Deci vine AC... Plus I pătrat... I pătrat BD, I pătrat este minus 1, minus BD, hai să zicem. Să vedem dacă așa este. Minus B ori D. AC minus B ori D. Acum, cealaltă este 0. Și AID 0 și I plus I B C. Da. Plus I B C. Adică I pe lângă AD. Hai să spunem I pe lângă AD. I pe lângă AD plus B C. Plus B C. I pe lângă AD plus B C. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Și acum ați dat fel colțul de când e ce așa. I, B, C, 0, I, A, D, da? Da. I pe lângă A, D plus B, C. Da, da. Plus B, C. 0. 0 și cred că aici va fi... tot așa, AC minus BD. AC minus BD. Și trebuia să vedem dacă este de aceeași formă. Dacă e tot de modelul acesta. Da, este X, dacă notăm pe ăsta cu X. Care? AC minus BD cu X. Da, așa, cu X. Și asta este tot X. Era ADM plus BC cu Y. Și aici e Y. AD plus BC. Da. Și este din modelul ăsta. Da, și modelul parțial în G. Da. Deci am arătat că este din modelul ăsta. Și acum? Punctul B, la fel, dacă știm A, matricea A, determin matricea B, astfel încât A ori B egal cu I. A ori B egal cu I. Nu știu să aflăm B o funcție. Păi, exact că din... Cum ar spune, știm pe A și pe B. AC minus BD. Și C și D trebuie cunoscute. C și D din matricea, da, care trebuie aflată. Da. Deci, practic, asta trebuie să notăm cu matricea nulă. 1, 0. Cum ar spune că AC minus BD să facă 1, iar AD plus BC, AD plus BC să facă 0, da. E, unde, cine sunt cunoscute aici? A-ul și B-ul cunoscute. Da. Și trebuie găsit C-ul și D-ul. Da. Este un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Cu un sistem liniar, nu? Da. Și ca să scoatem pe C și pe D, putem să scoatem pe C din calcul. Eu l-aș scoate din a doua. Da. Deci C-ul ar fi egal cu minus AD pe B și oriunde văd C sus, îl înlocuiesc. Da. Și vine A ori minus A pătrat. Înlocuim pe C. Da. Și este și un aici. Minus A pătrat D supra B. Așa? Uite, aici suntem. Da, am scos pe C de aici. Așa am lovit că e A ori da? Minus. Deci minus A, da, D spre B. Minus minus A pătrat D supra B, minus B ori D, egal cu 1. Cine e necunoscut? D-ul. Că A și B-ul sunt cunoscute. Atunci la aceeași mitor, echivalent. Minus A pătrat D. Minus B pătrat. Minus B pătrat D. D. Egal cu B, da? Da. Scoate pe D în factor comun și vine D pe lângă. Minus A pătrat. Minus D pe lângă. Minus D pe lângă A pătrat plus B pătrat. Da. Da. Minus D egal cu... Minus D egal cu B supra A pătrat plus B pătrat. Da.
De ce ne spus că am pătrat plus b pătrat diferit de 0, nu? Da. Adică să nu fie 0 amândouă, să trebuie să fie în real, fără să fie simultan 0. Da. Adică d simplu egal cu minus b supra. Dacă aș ști pe D, să ne ducem și să aflăm pe C. Iar C egal cu minus... Minus A ori D. A pe B. Minus A minus supra B. Ori D. Ori minus B supra A pătrat plus B pătrat. Minus cu minus, B cu B se duce. A, B cu B se duce. Minus cu minus face plus. A supra pătrat plus B pătrat. A supra A pătrat plus B pătrat. Iată că pe D l-am aflat. Iată că pe C l-am aflat. Știu pe D și pe C. Înseamnă că locuiesc și matricea B este cunoscută. Da. Funcții de A și de B care sunt ale matricei date. Funcții de matricea. Mai departe? Mai facem unul? Nu. Nu mai facem câte 10? 10, da. Eu oprim aici că... Da. Ca model, ca tehnică, pentru că am înțeles câte ce fac. Da. Așa, dragilor, ne oprim. Continuăm... Poate mâine, dacă mai vin sau știu. Mâine... Nu mai pot veni. Depinde, după... Așa, că tu pleci.